Vizitatorii expoziției au putut vedea obiecte de uz casnic, obiecte istorice autentice din sat, costume populare vechi și picturi ce țin de istoria satului. Vizitatorii au avut prilejul de a gusta prăjituri pregătite de organizatoarele expoziției. Ideea a avut o președinta noastră, Snejana. Ideea a fost realizată înainte cu 3 ani, deci și acum au rămas, să spun așa, obiceiul asociației în tot anul să facem o expoziție în felul ăsta, să prezentăm tot cu ce se ocupă femeia din satul nou, boboacele noastre. Produsele expuse în cadrul expoziției țin de istoria, cultura și obiceiurile boboacilor de origine română și sârbă din sat, care deja de mulți ani cultive obiceiurile și prietenia.